Săptămâna trecută, televiziunea Intermedia Suceava a relatat povestea unui copilaș de 1 an și 3 luni care suferă de o boală teribilă. Povestea lui Vasilică i-a emoționat pe suceveni, care s-au oferit să ajute cu ce pot. Micuțul provine dintr-o familie din satul Mironu, comuna Valea Moldovei. La sfatul medicilor, părinții l-au lăsat în luna ianuarie în grija Spitalului Județean Suceava. Din cauza problemelor grave de sănătate, copilul nu ia în greutate. La vârsta de 1 an și 3 luni, băiețelul cântărește doar 3 kg. Potrivit medicilor, copilul are tetralogie falot, anemie, rahitism și artrepsie, afecțiuni care necesită îngrijiri speciale, de urmărire cardiologică periodică, de alimentație, vitaminoterapie și așa mai departe, și al cărui cel mai bun loc este într-un centru rezidențial, dacă există asistență medicală permanentă. Pentru un diagnostic cât mai exact, medicii suceveni au decis transferul micuțului pacient la Clinica de Copii Sfânta Maria din Iași. Aici băiețelul a fost evaluat de o echipă de medici evrei și a fost programat pentru o intervenție chirurgicală la o clinică din Israel. Timp de o lună de zile, cât va dura deplasarea în Israel, băiețelul trebuie însoțit de un asistent social. Costurile pentru operație și plata însoțitorului vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.